sală de dimensiunea aceasta se dovedește neîncăpătoare pentru Cantemir. Cantemir e acasă la el, la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu. Răspoind zilele trecute revista Bibliotecii, observam că în urmă cu 50 de ani, în anii 70, aici la bibliotecă avea loc o expoziție de talia celei de astăzi, în care se sărbătoreau 300 de ani de la nașterea principală. Vorbim despre o epocă pe care Mărturică o descrie epocă de carte și arme. Suntem între a doua jumătate a secolului al XVII-lea și prima parte a secolului al XVIII-lea. O epocă în care litera și spada concurează. Din fericire, îndrăznim noi să credem, litera a câștigat pe termenul. Spatele mai răsar, dar din când în când. Iar ceea ce privește viața și opera principelui, avem astăzi privilegiul de a mânghea trei instituții. Pentru că la inițiativa Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu de a organiza această expoziție dublă de carte și online, au răspuns cu foarte multă promptitudine atât Academia Română și sunt realmente urmărați la tema astăzi de președintele Academiei Române filiale a școlului academician Viorel Barbin, pe domnul academician Aforoaie. Sunt nume care în Iași nu mai au nevoie de cărți de vizită. Avem de asemenea colegi din universitate, domnul profesor Crețu, domnul profesor Eugen Munteanu. Sunt colegii de la Institutul de Lingvistică și este alături de noi astăzi doamna Gabriela Haja, directoarea Institutului. Îi văd în sală și pe ceilalți prieteni și colaboratori din Institut. Și de asemenea sunt în sală colegi din bibliotecă. Este cu noi domnul profesor Bulai. Îi spun că este om din bibliotecă pentru că tururile ghidate organizate în Iași de acum cu ultimul plăran l-au făcut realmente o prietenă al bibliotecii. De aceea, fără să lungesc vorba, vă rog să-mi permiteți să le dau invitațiilor noștri cuvântul. Domnule academician Barbu, vă mulțumesc frumos că ați venit și vă ofer cuvântul. Vă mulțumesc! Domnule director, domnule Maurici, domnilor și domnilor, este remarcabil faptul că ne întâlnim astăzi aici pentru a omagia pe Dimitrie Cantemir. Aceasta spune că Dimitrie Cantemir a rămas în capătul din Constituția Românească. Și faptul nu este desigur întâmplător. S-a spus și este perfect adevărat că Dimitrie Cantemir este primul savant românic în standardele europene ale Românii. Imediat s-a născut, într-adevăr, la confluența două secole. Unul care marca, de fapt, începutul revoluției științifice, secolul 17, când se inițiază Academiile de Știință ale Europei, și cel care va inaugura, de fapt, epoca medievală, dacă avem în vedere, bineînțeles, Franța și numai Franța. Deci spuneam că Dimitrie Cantemir este într-adevăr o personalitate românească care iese din standardele etice. Vor mai trece încă 200 de ani, până când performanțe românești de această talie se vor mai întâmpla la noi. De la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, a apărut o generație de savanți care vor fi, se vor impune ca savanții europeni și întâlnesc mai multe. Sunt mari istorici, lingviști, au știință, membri al Academiei Străinii. Ei, trebuie să spunem că Dimitrie Cantemir a fost, a inaugurat această serie cu hiatus de aproape 200 de ani. Dimitrie Cantemir a fost un loc al mai multor culturi, revendicând de multe dreptate ca un om al culturii române și avem reușit o face. Este cel care a pus, de fapt, România în centrul Sfântului, pe cuvântul, pe hartă română, și cultural și politic.
dar în egală măsură este dedicată de cultura turcă, rusă și mai larg în această Republică a Savanților care s-a născut la secolul XVII, adică cultura aceasta europeană din care îmi făcea parte, ca membru al unor academii străine, academii legale din Berlin, vânând, prin contacte care au avut cu mari savanți ai epocii filozofi, la anumiți, în primul rând, și cu alții, prin statura sa cu totul deosebită de savant de europeană. Se va vorbi din cadrul acestui coloc, de fapt, care îmi acum mult despre rolul său ca lingvist, ca istoric, de om politic chiar, de erudit, pentru că el a fost într-adevăr un erudit. E probabil primul mare, un mare erudit român, în special, un mare specialist european de probleme orientale. Dar, în același timp, trebuie să spunem că este curios și nu e curios deloc. El este considerat și încă este în percepția publică unul din mari domnitori moldoveni. Chiar vis-a-vis de această clădire, îl vedem, este o statuie, un loc, cred că un așel, am venit de Cantemir, de voievozii, cei, mă rog, 8 voievozi, deci unul încă consideră un mare voievod român. De ce spun că e curios? Și făpturile sale nu sunt militare și probabil nici administrative. Probabil că dacă împrejurări ar fi fost altfel, să ne înseamnă aveam de formația sa, a fost un reformator, având în vedere, probabil, modelul fiind pentru cel mare pe care îl admira. Nu. El a fost mare, evident, prin statura sa culturală, prin ceea ce înseamnă pe cultură. Și acest fapt trebuie să ne s-a menționat, de fapt, aici, apropo de această competiție care exista și de care vorbea Napoleon, cred că el a spus că pe lume există totdeauna există o competiție între spirit și între sabie. Dar în această competiție, pe termen lung, întotdeauna spiritul mici. Nu știu dacă a fost adevărat acest lucru, oricum e menționat de Stendhal, făcut această mențiune acolo, dar este perfect adevărat. El a învins în posteritate prin marța amvergură fiind dimensiune intelectuală. În aceasta va rămâne întotdeauna. Au fost domnitori, probabil mai cu fapte de arme, mai legendare, să spunem, în istoria românească, dar ei va rămâne. Și acum două chestiuni cu personale care nu vreau să mă asociez eu acum. Două experiențe personale sunt legate de comemorarea lui Cantemir. Vorbeam că Dintre Cantemir a fost un om al mai multor culturi. Mă amintesc cu 20 de ani, era un congres la Ankara, nu era, era un congres de matematică și zice, și mă amintesc în faza finală a congresului, de fapt la reuniunea finală, președintele congresului, care era fizician, m-a întrebat, a fost o întrebare care m-a dezorientat și m-a spus că cum este momentul de față apreciat sau, în orice caz, privit Cantemir în cultura română. A rămas uimit. De ce am rămas uimit? Bineînțeles, știam că rolul Cantemir în cultura turcă, dar nu mi-a închipuiam că după 300 de ani, într-adevăr, un savant turc, care nici nu era umanist, era fizician, așa, îl avea prezent în minte pe Cantemir. Nu m-aș intra, dacă m-ar fi întrebat, de exemplu, ce cred o gândit la vremea aceea, despre un personaj istoric. Nu știu, poate de Ceaușescu, poate de altcineva, poate de un domnitor care era. Eu știu, m-a întrebat de Cantemir și acest spai nu și-a explicat, într-adevăr, că depoi i-am răspuns, bineînțeles. Dar problema este că Cantemir este viu în cultura română, în cultura turcă. Și acest fapt este, într-adevăr, cu totul remarcabil și mi-am dat seama atunci, de fapt, că cei ce pretind în noi a fi personalitatea lui Cantemir în cultura europeană nu este doar o vorbă. Iar a doua chestiune care vreau să o menționez vis-a-vis de acest fapt, îmi amintesc de la anul 2000 s-a făcut, în Academia Română, un chestionar personalitățile mileniului, cum eram atunci. Și îmi amintesc că la o întâlnire în care s-a făcut asemenea, sau celul de la mai multe personaje, erau membri Academiei, dar nu mai membri Academiei, într-o întâlnire cam ca aceasta, fiecare își spune să-și facă opțiune. Nu spun cu cine am votat, eu am votat cu Spiru Hale, dar nu asta are importanță. Mi-am amintesc Virgil Cândea, care, mă rog, s-a o parte
În fine, a editat o parte din opera Dimitri Cantemir, a spus Dimitri Cantemir este omul ideal de cultura română și a justificat atunci acest lucru. De ce este? A fost și o prezentare. A fost al doilea moment, nu de unire, oricum, dar care, după aia m-a convins într-adevăr că era Dimitri Cantemir, omul ideal dintre toate personajele. Nu era vorba de cultură, era vorba de personaje istorice și mai departe. În urmare, și ca să închei, pentru că nu vreau să spun mult, este remarcabil faptul că ne întâlnim aici, să, cum am început, să amintim de Dimitri Cantemir. Pentru că acești oameni, prin făpturile lor, rămân într-adevăr, pentru că la sfârșit cei ce rămân niște cultură. Totul se pierde, totul se și faptele de arme se uit, și alcătuirile administrative, dar cultura română este ceva pe care vă mulțumesc. Domnule președinte, pentru acest cuvânt care deschide de fapt mai multe teme de dialog. Rog pe colega mea, pe doamna dr. Gabriela Haja, cercetător științific la Institutul Filip Ides, să ia cuvântul, pentru că suntem împreună în această zi Cantemir și mă bucură foarte mult faptul că am reușit să aducem la oaltă și cărțile și oamenii. Vă mulțumesc și vă rog să vă ajutăm. Și îmi place foarte mult finalul introducerii. Într-adevăr, oameni și cărți. Domnule președinte, domnilor academicieni, dragi colegi, onorabili invitați, suntem bucuroși să fim împreună astăzi. Cantemir este la el acasă, la Iași, în două feluri. Este acasă prin opera sa în bibliotecă. Vă veți convinge astăzi că avem toate lucrările importante ale Prințului Cărturar, dar este acasă și prin faptul că la Iași există o școală foarte bună de studiu a operelui Cantemir. De aceea, înainte să-i dau cuvântul colegului și prietenului meu, domnul profesor Bogdan Crețu, vă rog să-mi îngăduiți să o chem alături de noi pe coordonatoarea proiectului expozițional. Este vorba de doamna Lătrămeara Chihaia, șefa departamentului de colecții speciale, pentru a ne spune ce și cum putem vedea despre Cantemir la BCU, înainte de a merge împreună înspre Academie. Doamna Chihaia, vă rog frumos. Domnule președinte, domnule profesor, domnilor directori, onorată asistență, ne bucurăm că astăzi e prin expoziția pe care a organizat-o biblioteca, putem aduce în fața publicului larg și a specialiștilor. Tezaurul pe care îl deține în colecțiile noastre, respectiv opera Principului Cărturar Dimitri Cantemir. În cadrul acestui frumos eveniment, desfășurat în fața de Iași cu Academia Română Filială a Iași și Institutul de Academia Română Filială a Iași, cred că suntem și noi, mă trezesc, a doua oară în fața publicului ieșean în expunerea acestor documente. Prima amplă expoziție a fost organizată la 300 de ani de la Tipărirea Divanului, în 1998, la 300 de ani, 1690. Deci acum este un al doilea mare eveniment în care marcăm anul Cantemir, respectiv 350 de ani la nașterea acestui an și 300 de ani de la moarte. În expoziția intitulată Dimitrie Cantemir, Principe și Cărturar, puteți admira prima ediție a divanului 1698, importantă pentru noi, deoarece a fost achiziționată cu Ucraina, sunt la bibliotecă în prima lui perioadă, respectiv anii 1874-1875. Și primele ediții traduse ale istoriei Imperiului Roman, respectiv ediția engleză, cele două ediții franceză,
Constituția germană. La fel de bine reprezentată este lucrarea de Scripția Moldavie, cu prima publicare de către Dușind în revista de istorie și geografie, ediție care conținea și harta Moldovei, apoi ediția independentă de Amnișa, după idei să vedem la 1771, ediția tradusă în limba rusă și versiunea românească, Scrisoarea Moldovei, de la 1925 și a doua ediție, 1951, cu denumirea pe care o cunoaștem astăzi, propusă de ediții, descrierea Moldovei. La fel am gândit să aducem în fața publicului și în cauza spațiului și două volume semnate de călcularii luminații Occidentului, care îl citează pe dintre carte din respectiv Fotoate, un volum din istoria regiului Carola XIII al Suediei și încă o operă importantă semnată de Kiev, unde este și parte pe pagina întreagă dintre Candelin și membrii de aceste ani în ceea ce privește opera și viața principiului dintre Candelin, lucrări semnate de Petre Panectescu, Mimea, George Pascu, Școala Ieșeană, reprezentată prin profesor Solacan, profesor Grețu, Dragoș Montocanu și mai găsit și alte lume expuse acolo. Expoziția este deschisă în perioada 12 iunie 7 iulie și ca o prelungire a acestuia există și o expoziție virtuală pe care o puteți accesa de pe site-ul bibliotecii. Pentru cercetătorul avizat, expoziția virtuală este o punte de legătură între operele pe care le-am amintit, digitalizate și care pot fi răsfoite în biblioteca digitală, iar pentru publicul larg, o suită de, de lucruri știute sau mai puțin știute despre viața și personalitatea, opera celui care a fost filmat acest Lorenzo de Medici a fost un de George Pelunescu. Vă mulțumesc și așteptăm ca despre Savant să vorbească domnul profesor Petru. Ceea ce doamna Lăcrămăra Chinaia a vorbit în legătură cu cele două vitrine de sus la, de la direcțiune, e adevărat. Pentru că acolo figurează numele unor cărturari ieșeni, care de-a lungul timpului au dat studii dintre cele mai serioase și sunt foarte bucuros că astăzi este cu noi domnul profesor Bogdan Crețu. Este un nume de referință în privința operei lui Cantemir. Domnia sa, de altfel, nu face un secret din faptul că acest un nume de specialist în opera lui Cantemir nu ar fi fost posibil fără lecțiile doamnei noastre profesoare, ca să aduc aminte un titlu, doamna profesor Elvira Sorohan. Această atmosferă frumoasă, sănătoasă de studiu va fi, cred, mai bine pusă în valoare de domnul profesor. Vă rog, domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Când am ajuns în fața acestei sări, domnul profesor Eugen Munteanu, pe care îl vom asculta peste scurtătoare, m-a întrebat dacă am emoții și eu am răspuns grăbit, dacă mai ca să pun de întrebare, că nu. Și am râs și acum recunosc că am. Odată, pentru că aș vrea să pun cele câteva lucruri pe care le spun astăzi despre Cantemir, sub semnul unui omagiu care, sigur, mă bucură, mă și obligă față de doamna profesoară Elvira Sorohan, care realmente a învățat foarte multe despre Cantemir și a făcut mai mult decât să ne învețe. Cumva ne-a transmis o obligație, cumva, nu de a continua această cercetare. De altfel, așa cum s-a spus,
Există o întreagă tradiție a studierii lui Cantemir la Iași. Nu e nicio reverență formală dacă spun că cele mai solide studii despre Cantemir aparțin cercetătorilor ieșeni, de la primele lucrări al lui Ilie Minea și George Pascu, la, știu eu, studiile profesorului Lepădatu sau la studiile rigoroase ale lui Dragoș Moldovanu, la studiile de medievalistică sau genealogie realizată de Ștefan Grobei sau de Maria Madran Sechei, la studiile legate de filosofia lui Cantemir, care cred că la un moment dat se vor aduna într-o carte, pentru că merită, elaborată de domnul profesor Ștefan Aforaie, pe care realmente își onorează că îl descoper aici, la studiul lui Ștefan Levi, care a fost publicat în Franța, dar e un istoric format aici legat de Iași. În fine, până la eforturile filologice, traductologice, realizate de domnul profesor Eugen Munteanu, de colega noastră, Alexandra Chilea și de atâția alții. Sunt multe lucruri bune, foarte bune despre Cantemir, care pornesc de aici. Tot ce sperăm e că va exista continuitate și noi, la rândul nostru, capabili să transmitem mai departe acest, nu știu cum să spun, microb. Cantemir e unul dintre acei autori inepuizabili. Am să pornesc de aici, în aula Academiei, cred că în 2011, ca bursier postdoctoral, încercam să organizez o conferință în care invitam specialiști reputabili din domenii diferite. Domnul profesor Aflora, ați participat ca filozof, au fost medieviști, au fost muzicologi de la conservator, slaviști. Problema care este? Pentru noi, Cantemir este acel gen de personalitate care care intimidează, pe care nu mai putem controla până la capăt, pentru că între epoca lui și epoca noastră s-a întâmplat ceva fundamental, și anume cunoașterea s-a atomizat. S-a spart, s-a organizat în domenii distincte. Pentru noi, astăzi, a cunoaște un lucru înseamnă a limita cât mai mult teritoriul de cercetare și a sonda cât mai adânc. E, dacă vreți, ca în medicină, unde te duci la fiecare specialitate și afli care e problema din punctul de vedere al neurologului, al cardiologului, al pneumologului, dar începe să lipsească acea problemă a întregului. Pentru Cantemir, cunoașterea nu era fragmentată. Asta vreau să spun. Pentru că noi astăzi vorbim despre filozoful Cantemir, despre logicianul Cantemir, despre teologul eventual Cantemir, despre muzicologul Cantemir, despre scriitor, despre istoric, despre orientalist, despre destule alte lucruri. Ori Cantemir nu era un savant, nu era un unicat în epocă. Asta vreau să spun. Bun. Acum, am să încep de la ceea ce observa foarte cam, ăsta era scenariul meu, la ceea ce observa domnul academician Viorel Barbu, în faptul că, într-adevăr, notorietatea lui de savant s-a revărsat și asupra activității, să-i spunem, politice. Ce am să urmăresc? Am să urmăresc felul în care toate lucrările lui au avut o motivație politică sau ideologică. N-aveau cum să fie nevoie. Primul efort pe care trebuie să-l facem ca să înțelegem astfel de personalități este să nu le contemporanizăm foarte tare. Să nu reducem mesajul operei lor la valorile noastre stricte, ale prezentului. Să nu practicăm acest exercițiu al prezentismului, să nu avem pretenția abuzivă ca opera lor să spună ceea ce ne dorim noi să spunem, pentru că nu se va întâmpla așa. Va avea loc un soi de malpraxis de interpretare și
Cantemir a fost adesea, ca și alții, ca și Eminescu, nu? Ca destui alții, victima unor astfel de, încercări de anexare, să spunem. Acum, am să pornesc de la un moment din 1935, pentru că mai e o legătură simbolică, nu altfel, dintre Iași și Cantemir. Faptul că în 1935, în portul din Constanța, cu o mare ceremonie, erau repatriate ceea ce se considera semitele lui Cantemir, regăsiți astăzi la Treierari, e mai degrabă un cenotaf. Între noi e vorba, dar asta contează, contează valoarea lor simbolică, în primul rând. Sigur, noi știm, era un moment diplomatic, de mare tensiune diplomatică între România și URSS, se renodau niște legături și în loc să ne dea înapoi tezaurul, ne dădeau niște documente și ceea ce considerau ei care valoare simbolică, și anume repatrierea osemitelor unui mare cărturar cum și domnitor, bine, cum a fost Cantemir. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că numele lui Cantemir funcționa foarte bine ca un soi de simbol al excelenței naționale. Și el foarte multă vreme a fost utilizat în acest fel. Cantemir e dovada cea mai clară, nu? Că românii, cultura română, poftim, produce, a fost capabilă să producă o performanță atât de înaltă. Da? A existat, nu întâmplător, numele lui a început să îi preocupe pe cărturarii români în secolul al XIX-lea, pe cei din școala ardeleană care circulau deja un manuscris, o copie a cronicului vechimei romano-moldo vlahilor. Sigur, le convenea teoria lui Cantemir cu dispariția dacilor și latinitatea pură a poporului român, tot din motive culturale, ci politice și ideologice, și după aceea, în secolul al XIX-lea, prin traducerea din germana lucrării în descripție Moldavie, domnul profesor Muntan va spune mult mai multe despre asta. Secolul al XIX-lea este un secol care are o mare sete de autolegitimare. Este ceea ce nu e secolul lui Cantemir și aici trebuie să facem distinție. Secolul al XIX-lea este prioritar un secol naționalist, în sensul constructiv al termenului. Este principala direcție, principala ideologie a epocii în întreaga Europa. Sfârșitul de secolul al XVII-lea, în care s-a format Cantemir, și mediul cultural în care s-a format și a gândit și a scris lucrările, nu reprezintă o epocă de orientare naționalistă. Suntem înainte de iluminism. Suntem înainte de romantism, nu mai spun. De foarte multe ori, problema de interpretare, de valorificare a unor astfel de personalități, și Cantemir e unul dintre numele clar folosite în acest fel, este această instrumentalizare a operei filtrată printr-o, cum să zic, printr-o grilă de concepte, de valori, de nevoi, de dileme identitare, care nu erau proprii epocii lui. De foarte multe ori, Cantemir a fost citit și valorificat prin prisma unui naționalism de origine herderiană, cu accent pe etnicism, care vine mult mai târziu în istoria ideilor. Sunt idei care n-aveau cum să facă parte din mentalitatea, din valorile unui astfel de principi. Ori procedând așa, nu spun că nu. Astfel de opere fac față oricăror tipuri de acroșaj, nu știu cum să-i spun. Dar problema este că de foarte multe ori ies împuținate. Imaginea unor astfel de savanți este mai concret. Dacă îl ținem pe Cantemir captiv într-o cultură de tip național, eu cred că îi luăm mult mai mult decât îi oferim. El e un autor perfect, un autor punte, n-are un ambasador cultural mai bun decât Cantemir. E un autor punte între două tipuri de cultură, nu distincte, dar în orice caz paradigme diferite, Orient-Occident. E un tip de autor care s-a format și a scris într-o perioadă în care, într-o perioadă cheie despre care au scris foarte mulți istorici ai culturii, în care începea să se cristalizeze o formă științifică de cum să spun, de raport cu lumea, cu realitatea.
o recuperare a raționalismului. În întâmplător, secolul al XVII-lea a pomenit aici domnul profesor Viorel Barbu, este secolul al XVII-lea, este secolul în care în Europa Occidentală, în special, iau naștere marele, cum să le spun, societăți științifice. Oamenii nu mai filtrează realitatea prin Biblie. Sau o fac mult mai puțin, ci pur și simplu încep să experimenteze. Încep să cercetez, încep să-și publice rezultatele cercetărilor și încep să se continue, să se raporteze într-o comunitate științifică unii la alții. În opera lui Cantemir, după cum o să vă prezint acum, se vede foarte clar trecerea, cum se face trecerea în opera de tinerețe, care e mimetică, nu e nicio rușine, e în spiritul culturii în care autorul prestează și în care vrea să-și demonstreze erudiția, și cum se face trecerea, lucrările de maturitate, către un alt tip de comportament cultural, acela al gândirii critice, al asumării subiective a unor idei. E și asta un punct de cotitură. Bun. Acum, în secolul al XIX-lea, cultura română face un studiu foarte interesant al unui coleg de la Cluj, Adrian Cudurachi, despre fabrica de geniu și despre inflația de geniu, de cuvânt, mă rog, cuvântul geniu în cultura română de secolul al XIX-lea. Scria Cârlova câteva poeme, devenea automat geniu. Scria Boliac un poem despre prima navă, Marița, nu, de la 1835, devenea geniu. De ce? Pentru că era o nevoie foarte mare a unei tineri națiuni care știa foarte bine și cunoștea într-un fel complexul unei tradiții sincopate, cu multe discronii și lipsă de continuitate, de a ajunge la nivelul culturii occidentale, nu prin sincronizare, că nu era posibil, ci făcând salt. Ideea de geniu înseamnă că automat ești la nivelul marilor culturi care au construit, au pus piatră peste piatră într-o catedrală gotică, dacă vrem, secole la rând, și atunci geniu înseamnă salt valoric și înseamnă plasarea pe același nivel valoric. Sigur că asta e o narațiune autolegitimatoare, dar Cantemir de multe ori a crănit și astfel de scenarii. Acum, faptul că el ține de o epocă în care se schimbă foarte multe lucruri. Secolul al XVII-lea este un secol, și secolul al XVIII-lea, început secolul al XVIII-lea, cu mari transformări. Păi, tatăl lui Constantin Cantemir, domnitor al Moldovei, spune Neculce, îl descrie având corpul brăzdat de cicatrice, era un foarte bun militar. El ajunge domnitor prin mari merite militare. Între noi fie vorba să ambase, la un moment dat, un harem sigur redus al sultanului într-o campanie. Nu știa să scrie și să citească. Neculce spune că veneau grămăticii, adică de-al de noi, nu? Și puneau sub ochii documentele și unde îi arătau, era acolo și punea semnătura. Ăsta este tatăl. Da? Un soldat foarte bun, cu origini modeste, nu încap aici discuțiile despre încercarea lui Cantemir de a-și inventa o origine nobilă pe măsura dimensiunii sale științifice, de care era conștient, nu? În corespondența între Voltaire și fiul lui Antioch, ambasador al lui Petru cel Mare, pretenția lor de a se trage din timurile, mă rog, prin asonanțe, prin, cum să spun, etimologii, evident, fanteziste și interesate. Dar iată, tatăl este un... nu înseamnă că era incult, înseamnă că asimilase cultura de care avea nevoie ca să ajungă atât de sus. Știa turcă, știa tătară, știa coloană, se descurca. Nu suntem o cultură a scrisului în secolul al XVII-lea, contrar aparențelor. Suntem în primul rând o cultură orală și o cultură a imaginii. Bun. Cantemir devine unul dintre mari savanți ai epocii sale. Sigur, studiind cu un ilustru autoritar cunoscut savant teolog al epocii, Ieremia Nacaveras, dar mai ales prin norocul ca de la 15 ani să ajungă în Constantinopol, îndeplinind acea funcție Capuchehai, mă rog, un soi de garant al obedienței tatălui, nu? În Constantinopol. Pentru noi și aici, foarte multă vreme, cel puțin generația noastră, cred că și mai înainte,
Am învățat în școală o istorie care eroiza foarte mult partea... Eu credeam când am terminat primele clase și învățam istoria națională că unii au bătut pe turci de câte l-au vrut și cum au vrut. Fără niciun duș. Și că nu i-au cucerit numai pentru că n-au vrut ei, că ei își apărau sărăcia și nevoile și neamul. Asta este istoria pe care am învățat-o. Am căutat după aceea în documentele, în cronicile Imperiului Otoman. Am văzut că nu prea era problema. Am citit și alte studii al lui Pepe Panaitescu, de exemplu, de ce nu au cucerit turcii țările române, comanii țările române, și am dat seama că erau acolo niște considerente diplomatice, geostrategice, în fine, pragmatice, altfel spus. Ori, una dintre ideile limitate pe care le-am asimilat foarte mult prin școală era aceea lipsă de civilizație Imperiului Otoman. Profund eronat. Constantinopolul, Istanbulul erau între marile centre de cultură ale epocii. Deloc închis. Era un centru cosmopolit prin excelență. De altfel orice imperiu cosmopolit. Profesorii lui Cantemir de la Școala Patriarhiei studiaseră foarte mulți în Occident, la Padova. Eu nu pot să nu fac legătura între cum descrie Cantemir muzica otomană asemănând-o cu circulația, cu acest ritm al circulației sângelui în corpul omenesc, cu faptul că unul dintre profesorii lui, Alexandru Mavrocordat, exarhonitul, mare dragoman după aceea al Imperiului Otoman și tatăl primilor domni fanarioți, făcuse o cercetare, un doctorat, am spune noi astăzi, la Padova despre circulația sângelui. Deci erau oamenii aceștia aveau o structură, o formație științifică foarte clară. Primul model al tânărului Cantemir, idolul tinereții lui, de exemplu, este un flaman, Jan Baptista van Helmont. Mă rog, un teozof, da? dar un occidental, haideți să rămânem aici. De vreme ce îl conspectează sute și sute de pagini și sub influența lui își scrie primele tratate filozofice. Deci nu e niciun caz un mediu cultural închis, un mediu oriental și atât. Nu. E un mediu cosmopolit, perfect, deschis, care împrumuta foarte bine și adapta, sigur, la propriile nevoi, mare parte din ceea ce venea din cultura occidentală. Bun. Acum, se întoarce, după scurtul episod de 3 săptămâni, după moartea tatălui când domnitorii, când boierile ar fi vrut domnitor, dar nata poate nu confirmă alegerea lor și e foarte bine pentru că din frustrarea aceasta a ieșit până la urmă istoria ieroglifică. Cantemir trăiește la Constantinopol în 1698, se tipărește la Iași, o vedeți aici, prima lui lucrare, Divanul sau Vâlceava Înțeleptului Cunoaia sau Județul Propriului Sufletul, în fine, 1698. Facem socotelele. Cantemir are 25 de ani. Tiparul era așa, cum să spun, la tipar se ajungea selectiv, exista o cenzură a bisericii, exista foarte multă investiție, ne uităm foarte mult cât costa o carte în acea epocă și ne speriem, vedem că era vorba un loc de livadă, echivalent, sau câteva jumătate de cireadă de vite, vedem că cei mai bogați oameni a epocii aveau biblioteci minuscule. La un secol după Cantemir, Costache Negruții povestește despre biblioteca tatălui său, un om foarte înstărit, care încăpea într-o ladă, de exemplu. Adică nu era o epocă în care cartea să fi devenit un obiect accesibil și uzual. E un fapt unic că la numai 25 de ani, un tânăr erudit din partea răsăriteană a Europei tipărește o carte. La numai 25 de ani e efectiv unică. Ce fel de carte? O carte care respectă toate așteptările epocii și toate modelele. Nu cred că e o carte originală. Originală în sensul, nu iau nimic dacă spun asta. Originalitatea nu este una dintre valorile epocii. Încă. Nu există ideea de proprietate intelectuală, de plagiat, când cu tare se duce și spune că un cronicar a preluat nu știu ce pasaje din alte cronici sau că Neagoe Basarab e un soi de colaj din tot felul de cărți parenetice, bizantine și cărți populare. Divanul lui Cantemir e, în esență, un florilegiu, o crestomație de citate, de motive preluate, de teme. Epoca funcționează altfel. Important e mesajul unui autor. Rostul unui autor este să transmită mai departe tradiția.
autoritatea ia mesajului în sine care e girat de biserică atunci când este un mesaj religios sau este girat de cancelarea domnească atunci când e vorba de o scriere cu caracter istoric. Primul Cantemir e un autor, sigur, la un nivel foarte bun în spiritul epocii sale. Dar să ne uităm cu puțin mai multă atenție la Divan. E tipărită în română și în greacă, neogreacă. Faptul că e tipărită și neogreacă îmi spune foarte clar că dintre Cantemir nu-și dorea o receptare numai acasă. Că dorea ca această carte să circule în toată cultura ortodoxă, post-bizantină. Și aici aș face o mică paranteză. Pentru, din punctul meu de vedere, până când nu-și asumă în mod decisiv după Costin Cantemir, dar în special în secolul al XVIII-lea, acest mesaj de tip identitar, să spunem, cred că modelul cel mai clar al ceea ce noi numim cultură națională română veche e mai degrabă cultura bizantină și post-bizantină. Ea e o parte dintr-o cultură mult mai amplă, mult mai, da, decât aceea unei culturi de tip național. Temele sunt aceleași. Textele care circulă și care de multe ori sunt calchiate sau traduse de-a dreptul, da? În secolul al în Evul Mediu, dar până în secolul al XVII-lea, identitate de mai degrabă confesiunea religioasă decât etnie. Trăim în structuri imperiale. În Imperiul Otoman, fiecare vine de undeva. Adică unii sunt greci, unii sunt valahi, alții sunt bulgari și mai știu eu ce. Nu despre asta e. Bun. Deci, și cartea într-adevăr circulă. E tradusă la un moment dat și în arabă. Avem o ediție realizată în acest fel. Mă rog, deci lucrarea aceea. Originalitatea lui Cantemir aici ar sta în lupta cu limba română, să spun. Da? În modul în care el încearcă să forțeze inventarea unor termeni, unor concepte, unor termeni abstracți, de fapt, într-o limbă care nu traducese, nu asimilase mare lucrări. Sigur, aveam nu multă vreme în urmă tradusă Biblia. Și ăla e un moment cheie în istoria limbii române și nu numai. Dar lucrări filozofice nu aveam. Cantemir n-are de ales și de foarte multe ori alegerile lui, opțiunile lui în această înfruntare cu o limbă de care se plânge și istoria ieroglifică, îi spune că limba română e burdie, adică necoaptă, imatură. Da? Și e problema primilor cărturari români. Peste un secol, Buda Ideleanu va spune că ar fi scris el o epopee înaltă, în schimb eroi, model comer, dar limba română cu totul desmântă. Fine. Aici Cantemir, sigur că nouă ni se par foarte îndrăznețe unele alegeri ale lui. Noi ca eram cântat de feldeință, de exemplu, nu? Ce frumos sună, feldeință, nu? Ideea de calitate, da? Sau ceință, sau câtință. Dar erau până la urmă soluțiile, cum să spun, in extremis, de a echivala niște. Următoarele lucrări ale lui Cantemir, bun, trec peste faptul că această primă operă e interpretată și eu cred că într-un mod plauzibil de editorul lui Erbitu Virgil Cândea pentru un manifest politic. Vine tânărul Beizadea, hai să spun așa, care nu niciodată nu renunță la pretențiile la tron. În toată opera lui, până la cea scrisă în exil în Rusia, apare această idee, să nu uităm că în tratatul cu Petru cel Mare se stipulase foarte clar drept dinastic la tron. Între noi, fie vorba, domnitorii moldoveni nu erau încântați de ideea asta, că întotdeauna aceeași familie are drept la tron. Da? Bun. Și demonstrează câtă carte știe, pentru că în Divanul sunt citați de Avalma, nu mai citat de biblicezi. Ia aproape toată clasicitatea acolo. Toți autorii latini, greci, scritori, filozofii, sigur, un gust aparte pentru Seneca și pentru stoici. Asta probabil și pentru că doctrina stoicismului e mai apropiată, nu? În, știu eu, prin ataraxia ei și prin, în fine, refuzul valorilor mundane, lumești, de învățătura creștină. Dar, în esență, Divanul rămâne o operă de morală creștină în spiritul epocii. Așa cum sunt și celelalte încercări ale lui Cantemir, următoarele,
Numai că aici se întâmplă un lucru. Sacrosanctae Scientiae de Principibus Imago e tot o carte care respectă soluțiile bizantine și post-bizantine. Cunoașterea adevărată, domnul profesor Aforoi a scris foarte aplicat despre această lucrare, de asta am cu mare reținere să intru foarte mult în ea. Ideea este că la cunoaștere omul poate ajunge nici senzorial și nici rațional, ci cu ajutorul contactului cu divinitatea prin revelație și unii termeni sunt preluați direct prin teologia bizantină. Cred că pe Aristotel îl numește la un moment dat demonul cunoașterii, vorbește despre întunericul cunoașterii și așa mai, cunoașterii raționale. Dar ceva s-a întâmplat. Candelier începe să scrie în latin și Sacrosanctae Scientiae de Principibus Imago și scurtul compendiu de logică sunt scrise în limba latină. Limba latină nu este limba culturii Europei răsăritene, nu e limba spațiului din care Cantemir, spațiului de origine. În mod evident, asta ne arată o foarte bună conectare la cultura occidentală și poate și o ambiție, nu, de a avea asemenea rezonanță, scrie lui, să aibă astfel de rezonanță occidentală. Nu este străin deloc Occidentul. Cantemir ajunsese cu armatele Imperiului Otoman aproape de zidurile Viene. Da? Nu erau un distincte. Asta trebuie să înțelegem. Tot acum, foarte tânăr fiind, scrie în limba turcă un tratat. Sigur, tot un model care exista în tradiția otomană, Cartea Științei Muzicii. Ori asta îl ține și astăzi prin planul interesului cercetătorilor din Turcia. Am fost acum câțiva ani, cred că înainte de pandemie, la o conferință la Universitatea din Istanbul. Am fost acum 2-3 luni undeva în Berlin și vorbeam cu niște specialiști în etnomuzicologie care aveau cea mai mică reținere să vorbească despre muzicologul otoman Candemir. Adică și au plecat una peste alta. E o carte care arată perfecta asimilare a tradiției culturii și muzicii, perfecta cunoaștere. El inventează un sistem de notare pe baza alfabetului latin. El se plânge că foarte mulți turci sunt foarte rafinați, au muzică rafinată, îi spune că muzica otomană e superioară, muzicii occidentale și așa mai departe. Dar că abia te găsești 2-3 care să știe teorie, zic el, că n-avea un apetit teoretic. Și ce aduce el în plus? Acel repertoriu de 300 și ceva de piese muzicale, puține compoziții ale lui, dar e foarte important pentru că prin intermediul acelei culegeri, muzica epocii s-a păstrat. Cantemir e cântat, Cantemir, numele Cantemir e ultra cunoscut, nu numai și cântat în toată Europa, a fost și la Iași acum 12 ani, ansamblul Jordi Savall, sunt foarte multe, am văzut foarte multe ansambluri turcești, adică e efectiv un nume de referință. Cum am putea noi acum să confiscăm o astfel de lucrare și să o aducem în spațiul culturii române? Ce-am câștigat? Și mă tem că ar fi și destul. Adică mă tem că n-am avea argumente. Bun. În 1705 scrie istoria ieroglifică în limba română. Și asta îmi spune foarte mult. Știind foarte clar că n-avea cum să circule o astfel de carte. E, în esență, e o scriere desertară. Odată că toți contemporanii lui sunt încondeiați acolo, da? Doi, că nu știe cititor ar fi avut. În ce limbă română? Și asta este o întrebare. Dacă luăm pe contemporanul lui, ne culce și citim la întâmplare jumătate de pagină și deschidem la întâmplare istoria eroglifică și citim jumătate de pagină, vom vedea două niveluri total diferite. Pe de o parte, o limbă spontană, orală, nu avem mari probleme cu textul lui neculce, înțelegem, sigur, în afară de niște termeni devalorizați, la Cantemir începe problema. Pentru că e o limbă savantă, o limbă creată, de fapt, Cantemir își creează o limbă la nivelul propriei gândiri, pe modelul limbii latine, cu verbul la sfârșit, cu fraze foarte ample și unde încearcă să inventeze foarte, foarte mulți termeni și oferă un prim glosar. Prim glosar, scara numerelor târguitoare, zice el, nu? Cu tot felul de cei mai mulți noțiuni abstracte și așa mai departe.
Acum, marele ghinion, marele păcat este că acest text, care e o capodoperă, dacă, acum, mă rog, e și un text pe care atât de puțin îl citesc, asta este realitatea. Nu e, sigur, e primul roman, e prima operă de ficțiune, încercat de mult să demonstrez acest lucru, nu mai vorbim de autor, vorbim de scriitor, un scriitor, e prima operă de ficțiune din cultura noastră, în sensul că aici Cantemir se referă la scriitor cu istoriile etiopice, deci își alege din start un model de scriitor și nu de istoric, nu de altceva. Inversează ordinea cronologică a evenimentelor, folosește foarte multe strategii narrative specifice literaturii și nu scrisului cronicăresc, da? Și doi, își asumă subiectivitatea mesajului. E poate pentru prima oară în cultura română când un autor îndrăznește să pună în prim plan mesajul lui propriu, asumat subiectiv. E o mare problemă asta cu asumarea eului. Până în secolul al XIX-lea durează și nu întâmplător, toți pașoptiștii scriu jurnale și corespondența mai degrabă în franceză decât în română. Literatura o pot scrie în română. Când e vorba să scrie despre sine, să-și asume neapărat intimitatea, că e mai degrabă un eu colectiv și acolo le e mai la îndemână limba franceză decât limba română. Ori aici, Cantemir, sigur, sub masca asta alegorică, mă rog, e o istorie subiectivă, profund subiectivă, istoricii l-au certat de multe ori, că e nedrept, că e foarte bine, dar în toată e operă de ficțiune, deci deja intrăm cu alte așteptări în astfel de text. Dar nu numai în roman. E un splendid roman, e o mostră de limba și dacă cineva m-ar plăti asta și aș citi jumătate de zi cu o cetare din istoria eroglifică și da, ne plătim, printre, nu nimeni, n-am nici să mă asculte, doar amintesc. E splendid ce e acolo. Efectiv o capodoperă, nu numai de construcție, nimic nu-i lăsa la întâmplare. Adică are Cantemir nu-i scriitor din întâmplare, construcția cărții perfect simetrică, în părțile a 6, a 7, de la mijlocul, din 12 cât are cartea, se întâmplă niște lucruri, avem un Mizanabim, un Vintins, care anticipă dezmătământul exact la jumătatea cărții, în fine. Avem o parte a 10, un personaj care îi spune altui personaj și îi spune corpului care îi spune Cantemir, că întâmplător, în sferie religioasă, te-a încățișat sub formă de corp, că la fel de negru ți-e sufletul, cum îți ieși împătișarea, deci atât la 1705 personaje sunt conștiente că sunt personaje într-o carte. Adică Cantemir se joacă, e foarte mult ludic acolo, dar dincolo de asta e și o enciclopedie a cunoașterii. Personajele alea țin discursuri, folosesc structuri logice, folosesc concepte filozofice. Lupul vine din școala cinicilor, sunt invocați tot felul de filozofi. E o carte care depășește cu mult, asta vreau să spun, e o carte care depășește cu mult tot ceea ce se scrisese în limba română și în cultura română. Cred că una dintre probleme era și cine putea citi o astfel de carte în acea epocă. Poate Stonicul Cantacuzino, poate alți 2-3 savanți. Bun, urmează ambițiile, jocurile politice, am să închei. Ce e cu Cantemir din Rusia? Pentru că acum aș încheie operele cele mai ambițioase și cele care îi duc numele mai departe. Scrise toate, cu excepția cronicului, în limba latină. Noi facem mare caz de faptul că el devine membru al Academiei din Berlin. E un cec în alb. E un joc diplomatic între Petru cel Mare și curțile occidentale unde caută și obține recunoaștere. La data aceea, Cantemir nu avea decât divanul tipărit. E singura lucrare care se tipărește în timpul vieții. Da? El face referire după aceea în cronic la lucrările pe care le-a scris ca să onoreze, de fapt, acceptarea în rândul Academiei Brandenburgului, Leibniz, era onorific, cumva, numele lui stătea totul. Descripția Moldaviei e o carte, în mod evident, scrisă de o structură occidentală. Vedem toată... E prima, s-a spus foarte bine că e prima lucrare științifică din cultura română, dar e o lucrare care are drept public, mai degrabă publicul occidental. E scris după modelul lucrărilor occidentale, e scris pentru cineva din afară, care nu știe nimic, partea geografică, partea, mă rog, administrativă, religioasă, culturală. Dacă revenim la capitolul despre moravurile moldovenilor, o să vedem că acolo Cantemir își asumă în mod clar obligația de a spune adevărul, chiar dacă zice el atașamentul față de propriul popor, l-ar îndemna să muncească niște lucruri. Numai că noi și această lucrare am recuperat-o târziu,
o să vedem puțin mai încolo, din limba germană. Și cartea asta a fost folosită în funcție de diferite interese. De regulă a fost văzută ca un studiu de autoimagologie, dar eu aș vrea să spun numai că în afară de prima ei apariție din 1825 și de aceea de la 1851 lui Gerardul de Cruții, descrierea Moldovei, scrisoarea Moldovei, descrierea Moldovei, nu prea e pomenită, cam toată lumea sare și mă întreb de ce, peste o altă retipărire din 1868, la Iași, în primăria Adolf Berman, sub îngrijirea lui Teodor Boldur Lățescu. Teodor Boldur Lățescu și gazeta lui Moldova e un vehement anticomunist, un separatist foarte consecvent. Da? Deci iată că aceeași lucrare a putut fi folosită și să legitimeze discursul de tip unionist naționalist, dar și pretenții și sau nostalgii sau altfel de lucruri. Pentru că nu mai avem mult timp, lucrarea care în mod clar l-a fixat pe Cantemir în memoria culturală a Occidentului. Vreau să spun asta, occidentalii l-au cunoscut înaintea noastră, la adevărata dimensiune. Și prin descripția Moldavie aveți aici exemplarele și prin incrementorum, ad vedere incrementorum aurele otomanice, creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, pe care Cantemir o încheie în exilul rusesc. În mod clar e documentată în deceniile din Constantinopol, unde a avut acces în mod evident la arhive. Sunt documente, sunt portretele sultanilor, evident, nu? De acolo preluate, este și experiența directă. Cartea aceasta a fost, sigur, după moartea lui Cantemir, sub directa îngrijire a lui Antioch, fiul, care n-a fost numai ambasadorul lui Petru cel Mare, ci și ambasadorul operei tatălui său, tradusă în germană, în engleză, în franceză, și de aici, sigur, totul s-a suprapus cu un interes foarte mare, nu știu, pornind de exemplu de la ceea ce s-a schimbat cu noua sensibilitate și ceea ce s-a schimbat în cultura europeană în secolul al XVII-lea, sunt studiile lui Polazar și altele despre criza conștiinței europene și fascinația față de Orient. Ori Cantemir vine exact în acest moment, când Occidentul e foarte curios, foarte deschis către ceea ce se întâmplă în Orient, care până atunci părea locul, aveau rutele foarte clare de a ajunge la Constantinopol, în rest totul era opac, Orientul era terra mirabilia, mai multe lucruri din imaginarul medieval, cel puțin vin de acolo, toate minunile. Ori cartea asta vine perfect în epoca iluminismului și după aceea romantismului, fiecare cu un gust aparte pentru ceea ce e necunoscut, pentru ceea ce e exotic. Și Cantemir e principala influență. Nu întâmplător, îl întâlnim în scrierul lui Voltaire, îl întâlnim la Victor Hugo, îl întâlnim citat direct, de exemplu, în poemul lui Byron, în Don Juan, în timp la mari istorici și așa mai departe, vreme de un secol și ceva, Cantemir a fost principala referință în această privință și un subiect foarte important, ca să spunem. De asta numele lui, Ștefan Lemi a documentat foarte bine receptarea pe care s-a bucurat cartea și dosarul pe care mi l-a dat la un moment dat, numără zeci, poate sute de recenzii în reviste științifice, în presă și așa mai departe. Deci o carte care efectiv a fost foarte importantă în cultura occidentală și numele lui de pe acel perete al Bibliotecii Saint-Geneviève din Paris arată că el făcea parte clar din canonul culturii occidentale. Întrebarea mea ar fi așa. E o carte scrisă de un autor român, care a trăit 20 de ani în Constantinopol și a documentat acolo, scrisă în limba latină, în exil în Rusia, tradusă în Occident și are o carieră occidentală. Care cultură națională îi aparține o asemenea carte? O putem anexa culturii naționale române? Păi ar fi fost bine să o aducem acasă științific din timp. Dar în ediția academică a fost o traducere din limba germană. Primele traduceri serioase din limba
latină, n-au nici 20 de ani, Dan Sușanski și Ioana Costa. Nu mai spun că și atunci a ieșit scandalul între cele două. Fine. Da? Deci cumva cam târziu. Dincolo de asta, ediția academică Dimitrie Cantemir, cu scrierea lui în latină, cu îngrijirea textului, cu traduceri la zi și așa mai departe, realizate de, tot de Ioana Costa, nu? S-a încheiat foarte de curând, cred că prin 2019, ultimul volum. Deci, cred că mai avem multe de spus și de descoperit legat de Dimitrie Cantemir. Încă o dată, un autor care face legătura, odată între spațiul oriental și occidental, odată între epoci diferite, o epocă, să spunem, și când scrie istoria ieroglifică și alege să se portretizeze sub masca inorogului, păi, contemporan cu el, cu 10-20 de ani înainte, Ambroise Paré, teolog occidental, scrie un tratat despre unicorn, în care verifică, vine și spune, toți spuneți că un corn de unicorn e antidotul perfect și că neagă efectul oricărui otrăvi. Eu am răzuit, am încercat, oamenii intră în laborator, cercetează și vin și spun nici vorbă. Nu are niciun efect. Sigur, era lidere de Narvalda, ei se prefăceau în continuare că e... De ce? Pentru că autoritatea simbolului creștin al unicornului era foarte puternică și atunci toate polemicile acestea începute de savanți, de oameni care aveau un comportament științific, se cheau sub presiunea următoarei întrebări. Adică vrei să spui că ceea ce vii nu e fals? Pentru că acel corn de unicornie apare de 8 ori în Biblie și de 3 sau 4 ori în psalm, deci e adevărat. Și spune, nu, spune numai că nu are efect, că nu e ceea ce ne spune legenda. Aceste epoci aparține Cantemir. Și relația lor cu simbolurile până nu cu mult înainte sacre, incontestabile, e o relație, a spune, distantă, ludică de multe ori. Adică el e chiar un autor punte între epoci diferite ale cunoașterii, când ceva se schimbă în cultura europeană, între spații diferite, Orient, Occident și până la urmă și între ceea ce înseamnă o cultură amplu, ortodoxă, post-bizantină, occidentală și începuturile unei culturi naționale, pentru că ultima lui scriere, Cronica vechimei romano mondovlatilor, începe în latină, nu întâmplător o continuă în limba română, nu o termină, dar sintagme de felul moldovenii noștri, limba noastră, poporul nostru apar tot mai des și sunt aici, sigur, începuturile unui discurs serios, pentru că sunt acolo câteva sute de referințe foarte precis folosite, un discurs științific despre etnogeneză, începe tot la Cantemir. Imposibil, asta e chiar ultima frază, imposibil de închis într-un model foarte clar. E mult mai bine să-l lăsăm să circule între Orient și Occident, între cultura română și cultura europeană, între gândirea de tip teologic-ortodox și gândirea de tip științific și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul profesor Crețu. Rămâne recunoscători invitaților. În timp ce ne pregătim să mergem la Academie, vă rog să rămâneți să prelungim un pic discuția în sala de alături și la cărți. La ora 2 suntem în aulă, vă invităm în aula Academiei să ascultăm încă două comunicări, la fel de provocatoare, astfel încât ziua de astăzi să rămână pentru toți cei de față ca zi a principiului Cantemir. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Și vă rog să nu uitați că dacă nu mergeți acum să vedeți cărțile, ele vă așteaptă în biblioteca virtuală. Le puteți răsfoi pe îndelete pe toate cele expuse aici. Sunt ediții una și una. Nu știu câte biblioteci din România pot pune Cantemir la vedere în felul acesta, dar cea din Iași, da, se poate. Vă mulțumesc! Mulțumesc.